Țăranii mei secret e jocul meu favorit acesta. Cât de tare e, nu vine să cred. Mi l-am cumpărat acum 2 zile, dar n-am apucat să joc. O, cât de tare, cu roboți, îmi place. Ok. Ia să vedem ce se mai întâmplă oare prin oraș. Să dăm la știri sau la ceva, nu știu, pentru că nu știu, nu prea sunt cu știrile, dar astăzi o să mă uit la știri. Ia să vedem. Să dăm la știri. Of, ce greu se mișcă televizorul acesta. Cred că trebuie schimbat cu unul mai nou. Bun, ia să las astea aici. Să-mi scot ochelarii și căștile. Bun. Văd că televizorul nu merge, așa că o să mă duc să mănânc ceva. Cred că o să mănânc ceva dulce pentru că... O să mănânc ceva dulce pentru că... Nu știu. Mi-e pofta de ceva dulce. Așa că ia să vedem ce avem noi pe aici. Wow! Câte dulciuri am eu! Bun. Deci, ia să vedem ce să mănânc eu de aici. Văd că este și un intrus. Da, deci avem un intrus care este un castravete. Deci, da, el este intrusul nostru, așa că o să-l aruncăm la coșul de gunoi. Bun, chiar dacă este sănătos, dar... O să-l aruncăm la coș de gunoi, pentru că mie nu îmi plac straveții. Te urăsc. Bun, hai să revenim la rolbei. Bun, deci... Cum ziceam, nu-mi plac straveții, dar totuși pe acesta l-am mâncat. Nu știu de ce, dar din greșeală, probabil. Probabil. Bun, hai să mâncăm o ciocolățică, pentru că văd că avem o ciocolățică. Ce bine arată ciocolățica! Ok, yummy! Am mâncat tot ciocolata. Doamne, am mâncat tot ciocolata. Ok, sunt disperată după ciocolată, văd. Ah, ia să vedem. Ce să mai fac? Pentru că nu știu ce să mai fac. Ok, incendiu. Doamne ferește, n-avem nevoie de aia. Dar cred că o să mă pun în pas și o să ascult muzică. Așa că mă duc în pas, ascult muzică cu căștile. Doar ascult muzică. Fai, Doamne, ce m-am speriat! Trebuie să cobor. Deoarece nici la ora asta cred că o să se sperie la mine, de mine cum arăt, dar hai să vedem cine este la ora asta. Bună ziua, poștașul! Dar de ce ați venit la mine? Pentru că eu nu am comandat nimic. Acestea sunt coletele dumneavoastră. Vă mulțumim, sunt gratis de la firmă. Și. Bine, pa! Eu și plec. Ok, foarte ciudat, poștașul acesta. Iată de ciudat poștașul, dar astăzi a fost foarte ciudat pentru că mi-a livrat aceste colete de la o firmă nu știu care și nici măcar ci că le-am primit, dar nu am comandat de la firma aia.
Îți primesc un cadou sau ceva, orice, foarte ciudat, dar hai să mă bucur de ele și să văd ce este în nondru. Ce culise desfac prima oară? Bam, 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 bam. Cred că o să-l desfac pe acesta. Nu știu de ce, dar așa mi-a venit mie. Ok, hai să vedem. Deci, o să-l desfac pe acesta și hai să vedem ce este înăuntru. Wow, cât de drăguț! Un cățeluș! E așa pufos! Foarte cât de drăguț! Foarte de frumos este! Oare ce se află în cealaltă cutiuță? Ok, ia să vedem ce se află aici. O să desfacem acum și pe aceasta. Hop, hop. Wow! Este un telefon? Un flip phone? What? Cât de tare este telefonul ăla care se deschide și se dă în două. Mamă, cât de tare! Ia uitați-vă puțin. Wow, dar de la cine am primit acest colet? Asta rămâne un mister. Deci, fluturașilor, cam acesta a fost videoclipul. Se pare că astăzi am avut o surpriză neașteptată de la un poștaș care a venit cu aceste colete foarte drăguțe. Așa, foarte drăguțe erau coletele. Și sigur erau niște cadouri foarte frumoase, eu eram sigură, dar chiar la un telefon și la un cățel de ăsta așa frumos chiar nu mă așteptam. Deci, sunt nedumerită. Ok. Bun, deci, am primit un cățel cât de drăguț și un telefon. Wow, cât de frumos este telefonul. Uai, cât de tare! Ia, ce asta? Ok! Avem aici contactele, cred, și putem să le sunăm. Deci cam acesta a fost episodul, a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut și vreți să mai primim cadouri de astea așa minunate de telefon și nu cățel, nimeni nu plăcea pe așa ceva, dar da, chiar sunt niște cadouri foarte frumoase. Așa, și da, dacă mai vreți să primim cadouri de astea, dați like, dacă nu vreți dați dislike. Dar sper că nimeni, adică o să primiți și voi de astea, dați like ca să primiți și dislike dacă nu vreți să primiți, să știți. Și dați subscribe ca să mai primiți încă un cadou și comentariu. Bun! Eu vă las acum, pa, pe data viitoare!